Continuă disputele în coaliția de guvernare. Mărul discordiei îl reprezintă alegerile prezidențiale. Numirea candidatului pentru alegerile prezidențiale pare a fi o provocare pentru coaliție. Vocile spun că PSD și PNL vor merge separat la alegerile prezidențiale. Din punctul meu de vedere, ar trebui să meargă pe un candidat comun, dacă nu, candidatul să fie, și bineînțeles, să fie din partea PSD-ului. Nu avem niciun dubiu, se vede foarte clar, foarte precis. PSD-ul ce procent a obținut la alegerile locale și europarlamentare. Deci, dacă se va merge pe candidat comun, trebuie să fie ales din partea PSD-ului. Dacă nu, fiecare cu treaba lui și eu cred că după o perioadă de atât de îndelungată, după 20 de ani, PSD-ul va reuși să pună și președintele țării. Pentru că ne-am convins, 20 de ani avem cu președinte de dreapta, și de fiecare dată nu a fost atât de bine cât pe așteptările cetățenilor. Însă părerile sunt împărțite și nu este exclus un candidat comun pentru scrutinul de alegeri care urmează. În această perioadă se fac negocieri intense vis-a-vis de alegerile prezidențiale și parlamentare. Dacă mă întrebați pe mine personal, eu scot în evidență că va fi candidat comun la alegerile prezidențiale și un candidat PNL susținut de PSD. PSD trebuie să ia în calcul faptul că o candidatură a lui Mircea Joană ar duce la ieșirea PSD-ului din competiția prezidențială, în sensul că nu vor putea prinde turul 2, deoarece electoratul lui Mircea Joană este un electorat PSD-ist. Și în condițiile astea, electoratul PSD se va împărți într-un eventual candidat PSD și Mircea Joană, existând și varianta următoare, un alt candidat, poate chiar de la urs, să intre în turul 2, alături de candidatul PNL. Candidatul PNL, cu siguranță, va intra în turul 2, în finala prezidențială, iar dacă PSD-ul nu susține candidatul PNL, adică candidat comun, riscă să nu prindă turul 2. După aceste calcule făcute, cred că de ambele partide, se va trage o concluzie în perioada următoare. E adevărat că acum se fac tatonări, se negociază intens, dar PSD-ul e conștient totodată de varianta pe care tocmai v-am explicat-o, o variantă pierzătoare pentru ei, adică vor pierde cu siguranță alegerile prezidențiale. Și astăzi, coaliția de guvernare PSD-PNL s-a întâlnit într-o ședință pentru a stabili planul câștigător. Ședința coaliției s-a încheiat după 3 ore de negocieri cu un blocaj în ceea ce privește stabilirea datei alegerilor și a candidatului care va intra în bătălia pentru șefia țării.